Tati, mami, Melissa! Veniți repede la mine! Ha? 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 Ce mai este și aceasta? Jasmina, ce s-a întâmplat? De ce ne-ai chemat? Mami, e cutie mare! Da, e o cutie mare! Pe care scrie cutia magică! Oare ce înseamnă aceasta? Dar de unde a apărut această cutie aici? Mami, tu ai adus-o? Nu, tati, habar nu am cine a pus-o aici! Vreți să vedeți ce este în interior? Hai să vedem ce este în interior! E o simplă cutie! Frumos decorată! Care mai este și goală! Eu nu-ți mă auzi că e cutie! Exact! E o cutie cu care mă puteți juca! Papica, o căsuță pentru... Unde e Melissa? Cutia asta care este magică! A teleportat-o undeva! Eu trebuie să merg după ea! Nu pot să las singurică în necunoscut! Jasmine, nu le putem lăsa singurele. Dar dacă acolo e periculos, cine le va apăra? Să mergem după ele. Jasmine, hai mai întâi tu, apoi eu. Bine? Bine. Hai. Jasmina, nu te temi, eu vin după tine. Ok? Ok. Hai. A plecat. Acum e rândul meu. Eu le voi salva. Unde eu sunt? Melissa! Mami, e ca ești magic! Ce e asta? Plastiline! Melissa, prințesa mea, tu ești aici! Mamica, Melissa, sunt și eu aici! Unde sunt eu? Fetele, Jasmina, mamica, Melissa! Tăticule, ai venit și tu după noi? Da, fetele, unde suntem noi? Într-un apartament frumos! Da, și care nu e al nostru, dar de ce cutia magică ne-a adus aici? Că să ne jucăm cu plastilina! Să ne jucăm cu plastilina? Sună cam straniu. Ce are cutia magică cu plastilina? Pentru că este plastilina Hey Clay. Hey Clay? Păi, asta este plastilina pe care eu planificam să vă comand vouă cadou de Crăciun de pe emag.ro. Și eu planificam să comand seturile Hey Clay. Doar că de pe site-ul elefant.ro. Dar cum au ajuns ele aici? Fetelor, ce faceți? Nu sunt lucrurile noastre. Puneți totul la loc. Da, fetelor, ce faceți? Tati, mami, este foarte interesant. Mai apar unul, putem să deschidem. Nimeni nu va observa. Nu, eu nu sunt de acord. Lucrurile străine nu trebuie scatize. Tati, eu cred că fetele au dreptate. Poate de aceea și ne-a teleportat pe noi aici cutia magică? Pentru ca noi să descoperim aceste seturi de Hey Clay și împreună cu toată familia să petrecem timpul frumos și creativ. Da, mami, posibil că tu ai dreptate. Ok, dar deschidem numai o cutie. Fetelor, nici nu știu care cutie să o alegem. Spre exemplu, avem cutii mari și cutii mici. În această cutie sunt culorile necesare ca să facem acest dinozaur. Iar aici sunt culorile care ne trebuie pentru o mie. Da. Aici pentru libelună, aici pentru păianjen și tot așa. Iar în cutiile mari sunt mai multe culori și mai multe bucăți de plastilină ca să facem mai multe personaje.
Aici insecte. Aici dinozauri. Iar aici mega dinozauri. Și păsări. Eu voi modela un păun. Wow, câte culori aprinse! Fiecare, eu văd că aici este și o aplicație. Trebuie descanat acest QR cod. Dar cum să facem acest lucru dacă noi ne-am teleportat fără telefoane? Înseamnă că noi vom face după desen. Da. Ok, dar ce să modelez eu? Și eu. Acest dinozaur. Da, eu. Bun, bubuluza. Și eu voi modela această omidă drăguță. Eu am scos de acum toate culori pentru păunul meu și încep modelarea. Wow! În aceste două cutii sunt câte două culori de plastelină. La mine, wow, am două culori de mov. E foarte plăcută la atingere. Apropo, această plastilină nu se lipește de mâini, nu se lipește de haine, nu murdărește hainele și este non-toxică. Nu murdărește hainele? Chiar! Eu fac mai multe biluțe, astfel eu măsor bucățele mai mari și mai mici pentru ca să pot face dinozaurul meu. Eu deja fac ochișoare pentru păunul meu. Și trebuie și al doilea. Iar eu ajut pe Melissa să-și facă pupuruza. Îi pregătesc biluțe pentru lăbuțe și pentru urechiușe, antene, condiții. Cum se numesc astea la pupuruză? Cine ești? Antene. Antene? Dar tu ce pregătești? Pregătești corpul unde o să fie și capul? Fața. Ca fața și corpul pupuruzei, așa-i? Da. La mine deja o mare parte a dinozaurului este gata. Are coade, are corp și picioarele. Acum mi-a rămas ghearele și apoi mă apuc să fac capul. La mine păunul este aproape gata. Trebuie doar un piculeț să-l șlefuiesc. Melissa pune ochișorii buburuzei, are bea un ochi și acum este în procesul de confecție al doilea ochișor. Eu până ce o să-i pun lăbuțele, ia priviți, am deja 6 lăbuțe pregătite și trebuie doar să le unesc, iată așa, în spate. Uite, le pun așa drept după ce sunt 2. Așa, 2, 3. Parcă mai mulți am înapoi, Angel. Dar acum și noi o să reparăm totul să semenea buburuză. Da? Da. Și a treia. Și acum trebuie să le îndoiem așa puțin. Iată așa, frumușe. Frumușe. Iată așa. Buburuza fără buline. Negre pe corpul roșu nu înseamnă buburuză, dar acum o să facem și aceasta. Iar eu ajut pe mămica. Voi face iată această omidă. Și eu trebuie să amestec ap cu mov. Să-mi iasă mov deschis. Salut! Eu sunt capul viitorului dinozaur. Fără dinți, eu cu și fac dinții, apoi punem capul și îmi rămân doar labile aceste micuțe de sus. Eu unesc capul omizii cu corpul ei cu o scumbitoare. Ta-da! Wow! Și dinozaurul meu este gata! Hello! Ta-da! Figurile noastre sunt gata! Au ieșit destul de drăguțe,
dar sunt sigur că cu ajutorul aplicației avea să iasă mult mai bine. Tătic, eu vreau să mai modelez ceva. Eu tot. Și eu am început să fac acest dinozaur. Hitler, sunt de acord cu voi. Mai fac și eu o figurină. Acest păianjen este destul de interesant. Hitler, am pățit-o.